Militarii în rezervă speră în găsirea unei soluții pentru ca veniturile lor să revină la valoarea din decembrie 2010. Deocamdată se știe doar faptul că proiectul de lege pentru recalcularea pensiilor militare a fost aprobat. Demersurile care s-au făcut sunt oficiale, desigur. Acum nu știm dacă oficial este și hotărârea privind punerea în aplicare a acestor. Sigur, așteptăm să vedem. Timpul care va urma ne va confirma dacă ceea ce spunem azi va fi sau nu o realitate. Suntem și noi, fiecare în parte, vinovați că ne-am complăcut în a privi și în a nu face absolut nimic pentru a ne cere și, în final, a obține ceea ce ni se cuvine. Legea care va crește pensiile militarilor se află în dezbatere în Parlamentul României. Guvernanții au promis că vor restitui diferența de bani către rezerviști, însă trebuie găsite și fondurile pentru rezolvarea acestei probleme. Suma lunară este cam de 8 milioane de lei. Nu avem în acest moment din alte resurse, eventual poate fi găsită din ajustări în cadrul bugetelor de pensii ale fiecărui minister în parte, a declarat Victor Ponta, întrebat dacă guvernul a identificat resurse pentru a acoperi aceste cheltuieli. Întâlnirea militarilor în rezervă a avut pe ordinea de zi și alegerea președintelui filialei din Mehedinți. Generalul în rezervă Ioan Pana a fost reales în frunte Asociației Cadrelor Militare în rezervă și retragere de Cebal. Supun spre aprobarea dacă sunteți de acord să conduc în continuare. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă este? Cu sigurul dumneavoastră voi conduce în continuare adunarea generală. În România sunt în jur de 18.000 de militari în rezervă. Dintre aceștia, jumătate sunt în cadrul armatei, iar restul de la Ministerul de Interne și Serviciile de Informații.